Domnule Varhei, vă mulțumesc pentru că ați acceptat acest interviu. Bine ați revenit în Republica Moldova. Ați avut prima sesiune de screening bilateral pe capitolul 5, achiziții publice. Care sunt următorii pași? Cum evaluați parcursul Republicii Moldova până acum? Ei bine, ultima dată când am discutat a fost acum 2 ani, poate un pic mai mult. Și de atunci Republica Moldova a devenit țară candidată și a început negocierile de aderare. Deci consider că Republica Moldova are un parcurs european fulgerător. Am mari speranțe că, cu această viteză și energie pe care țara voastră o investește în calea europeană, vom vedea rezultate solide. Acum avem faza negocierilor de aderare, care constă în compararea legislațiilor. Acesta este exercițiul de screening pentru a vedea când și cum va putea Republica Moldova să implementeze fiecare pesă din legislația Uniunii Europene și cum va putea să o aplice, astfel încât să aibă capacitățile administrative necesare. Poate nu este un lucru foarte atrăgător pentru public, dar este fundamentul necesar pentru a deveni membru. Integrarea în Uniunea Europeană nu înseamnă doar ajustarea legilor noastre, ci și capacitatea de a le aplica. Ce părere aveți despre această capacitate a noastră de a reuși în această direcție? Bine, acest lucru va fi cel mai important în anii următori. Înseamnă că va trebui creată și construită o cultură administrativă absolut nouă. Asta nu înseamnă că va trebui să aveți doar oameni care lucrează la asta, dar, de exemplu, dacă luăm orice domeniu, calitatea apei, va trebui să aveți și sistemele de măsurare, laboratoarele, tot ce este necesar pentru aplicarea acestor reguli. Deci va fi o sarcină foarte dificilă, așa cum a fost întotdeauna în alte cazuri cu aderarea. Este foarte important să nu fie lăsat la sfârșit acest lucru. Organizarea instituțiilor, stabilirea clară a sarcinilor, alocarea investițiilor necesare ar trebui să înceapă de pe acum. Bine, atunci înțeleg, este un proces foarte tehnic și toată lumea vrea să știe care sunt următorii pași, la ce putem să ne așteptăm de la Uniunea Europeană și de la guvernul nostru, când putem deschide primul grup de capitole, grupul fundamental. Ei bine, nu este doar un proces administrativ, deci trebuie să fie bine înțeles și de către public. Este mult mai mult decât atât. Este compararea acelor două sisteme de legi și modul în care acestea vor interacționa și vor funcționa împreună. Asta înseamnă că vom ajunge cu o listă foarte lungă de sarcini, atât la Parlament, cât și la guvern, dar și la administrația locală. Mediul de afaceri, toată lumea din țară va trebui să conștientizeze ce se cere de la Republica Moldova pentru a deveni membră a Uniunii Europene. Pe lângă asta, desigur, după ce facem această evaluare elementară, putem vedea și care sunt domeniile în care Republica Moldova ar putea deja să înceapă să participe sau să se bucure de beneficiile integrării europene, adică de așa numita integrare treptată, ceea ce înseamnă că am putea vedea deja unele domenii în care vor beneficia direct oamenii și afacerile din Republica Moldova. Dar ce înseamnă această integrare treptată în Uniunea Europeană și cum poate Republica Moldova beneficia de fondurile europene până la următorul ciclu bugetar al Uniunii?
Referitor la integrarea treptată, vă dau două exemple, care sunt clare și ar putea fi folosite de oricine, de toată lumea, aici în Republica Moldova, dar și de diaspora. Primul este roamingul. Este deschisă ușa pentru ca Republica Moldova să se alăture sistemului european roaming la tarife naționale, ceea ce înseamnă că dacă călătoriți în Uniunea Europeană, plătiți exact aceeași factură de telefon ca și cum ați fi rămas acasă în propriul stat membru. Vrem să extindem acest instrument pentru Republica Moldova. Legislativul moldovean va trebui să modifice legile telecomunicațiilor din Republica Moldova. Și odată ce acest lucru este făcut, putem începe procesul de includere a Republicii Moldova în sistem. Astfel putem reduce semnificativ costurile moldovenilor care folosesc roamingul. Al doilea domeniu pe care l-am discutat îndelung cu prim-ministrul este așa numita zonă unică de plăți în euro. Aici logica este la fel, că în Uniunea Europeană, dacă transferați banii dintr-un stat membru în altul, costul va fi exact același ca și cum ați face transferul în cadrul aceleiași țări. Suntem pregătiți să extindem acest sistem și pentru Republica Moldova. Sperăm să facem asta la începutul anului viitor. Acest lucru ar putea reduce semnificativ costurile la trimiterea banilor între Uniunea Europeană și Republica Moldova, atât pentru afaceri, cât și pentru cetățeni. Și există multe alte domenii în care am putea merge mai departe și extinde aceste beneficii pentru Republica Moldova. E un lucru care merge în paralel cu negocierile de aderare. Când vine vorba de finanțare, ceea ce vă pot spune este că tocmai am revizuit cadrul nostru financiar multianual. E bugetul nostru de 7 ani. Și aici au fost alocate fonduri suplimentare pentru țările candidate. Balcanii de vest, probabil ați văzut planul de creștere și reformă, ați văzut instrumentul ucrainean pentru Ucraina. Avem fonduri suplimentare disponibile și pentru Republica Moldova. Lucrăm acum pentru a găsi cel mai potrivit mod de implementare. Sper că până la sfârșitul verii să vedeți propunerea noastră și în această direcție. Un subiect important la Chișinău este referendumul pro-european. Orice decizie politică implică riscuri, la fel și referendumul. Acum vedem și o mișcare civică care prinde contur în Republica Moldova. Ce părere aveți despre decizia politică a noastră, a Republicii Moldova, despre referendumul nostru pro-european? Ei bine, într-o democrație, a întreba pe oameni nu ar trebui niciodată să fie un risc. Acesta este primul principiu pe care aș dori să-l accentuez. Consider că convocarea referendumului poate că este un pic neconvențională, deoarece nu este la sfârșitul procesului, dar înseamnă de asemenea că ar trebui să creeze un consens național privind această prioritate. Am urmărit Republica Moldova în ultimii 5 ani foarte îndeaproape. Ceea ce văd este că oamenii au încredere în Uniunea Europeană. Își doresc ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Deci ei pot forța mâna puterii politice a guvernului să facă tot posibilul să ofere acest rezultat. Un referendum de succes, desigur, va întări legitimitatea acestui obiectiv. Am speranța că va mobiliza publicul din Republica Moldova, astfel încât să își poată spune părerea și să poată spune lumii întregi ce își dorește.